Ia să vedem, deja aici 41 cu 7, da, are multe kill-uri și o să mai facă, nu e nicio problemă. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO, adică seria în care chiar dacă scopul nu este să eliminăm codații, măcar să râdem de prostiile pe care le fac și avem aici un demo de la un abonat, my friendos, și suntem pe camera de live. Așa că să-mi spuneți în comentarii dacă vă place și dacă vreți să mai facem episoade cu ea. Și totodată vă invit să băgați un like. Îl avem pe domnul Robotime Tofas Tofaș Pic. Tu faci pic, practic tu faci pic. Știi ce se zic, care are cuțit. Wow, are nou baionet. Acum am dau seama pentru că n-am citit titlul de la mail. Am citit mail-ul, dar n-am citit titlul. Demo-ul este de la Ionuț și ne zice așa: level 0 cu baionetă, suspect de radar și AIM. Deci are dita mai baioneta. Nu o să comentez orma, o să comentez doar rundele, dar până începe meciul vreau să vă citesc aici care-i faza. Ambele, și pe Tero și pe Cityside, a dat-o dubios. Hartodas 2, media de rank, Golnova 4, MG1. Deci nu rank extrem de mare, dar pe la MG deja, hai să zicem că pe vremuri începea lumea să joace. Pe vremea când la global chiar se juca bine. Deci acum nu știu ce să zic, vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii cum e cu MG-ul, cât de serios și bine se mai joacă la rankul ăsta. A dat aici un push pe top mid și se întoarce prin tunel. Hai să vedem, mergem pe lamă, își scoate pistolul. Și aici cred că așa se vede de la reloare, de la demo sau ceva de genul ăsta, având în vedere că niciun glonț nu s-a lipit direct din start așa. How? Eu zic că nu e vorba de aim, dar avem aici info demo. Și anume, level 0, cont privat, nu are VAC-ban, l-am verificat pe Steam, are același nume, nu și-a schimbat numele, pare să aibă wall sau radar și probabil aim pe unele arme. Eudox, adică Dox este Ionuț, Iepurașul și Lăsvi, suntem prieteni slash primade. A dat aici un push pe top mid, hai să vedem, cu P90, a tras până a rămas fără gloanțe, se întoarce, trage cu USP-ul. A făcut kill-ul, ok, și acum ia să vedem, încarcă și continuăm. Avem 3 kill-uri și ai lui s-a ocupat de restul. Bun, deci ei 3 sunt primade și avem așa, runda 0-0, headshot și ținta era la 1 metru de cap, ce am văzut noi în tunel. După aia la 1-0, headshot și ținta e lângă cap și merge la sigur pe top mid. A dat push pe top mid, e o chestie la modă de când s-a făcut schimbarea asta pe Dust și s-a acoperit acolo T-base-ul. E o chestie foarte, foarte la modă să pușezi top mid-ul, e deja, cum să zic, e în meta-ul mapei, meta-ul mapei, așa se spune, presupun că ceva de genul ăsta, adică aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Asta e una din schemele pe care le face aici. S-a băgat în tunel după cutie și noi la 4-0 mai avem informații. Îl știe pe iepuraș la mid-dors, ok, o să vedem la 4-0 de ce îl știe pe iepuraș, pe prietenul lui Dox. La 4-0, dar până atunci trebuie să mai vedem faze. Vreau să o petras ca să ne convingem, mie până acum nu mi se pare care aim. Mamă, ce mișto e AK-ul ăsta, wow. Nu mi se pare care aim. Wall nu mi-a lăsat impresia că e jucător de Wall, de radar, de așa, dar am fost focusat foarte mult pe mail-ul pe care l-am primit de la Ionuț, așa că știți ce zic? Trebuie să ne focusăm un pic mai mult pe demo, că poate le are, cine știe. Are aici un pe top mid în dreapta, apasă porțile, este ultimul, este Lăzvi, care e de-al nostru, din echipa păgubită, ca să zic așa. Dar nu știu ce, am așa un feeling că până la final o să ne convingem că e clean omul. E doar un feeling. S-ar putea să fie rank mai mare și să joace pe Smurf sau să efectiv să joace cu primade, rankuri mai mici, și atunci automat el fiind rank mai mare, ai lui fiind poate Golnova, l-a băgat la rank MG în meci. Se duce la B și dă un molly. Hai să vedem, avem 4 oameni care așteaptă să vină la B. Unul coboară în lower, 3 rămân în tunel. La al nostru pleacă smoke-ul, okay. Și se pregătește push-ul. Ia să vedem
cei de pe Toro au dat flash. Și... e o chestie ciudată aici. Sau nu ciudată, o chestie care ne denotă iarăși că nu ar avea wall. Și anume că au venit utilitățile, s-a retras un pic, adică era pregătit să se intre aici și să se polărească runda la B. Dar, cum spuneam și mai devreme, nu cred că are wall, sincer. Nu cred că are wall, cred că s-au speriat ei așa un pic și au zis că băi, ăsta are și pe tras și pe olii, că ne știe așa. Dar până acum am văzut doar gameplay normal, gameplay care s-ar întâmpla la orice jucător clean, cel puțin ronda de la B. Hai să vedem 4-0 unde știa el jucătorul, știa jucătorul la mid, la porți, așa zic băieții în mail. A văzut că tunelul e cât de cât liber și s-a plictisit. Probabil că a primit info că se întâmplă ceva pe top mid, că sunt pași, că e zgomot. Și aici ești oarecum pre-fire. Nu știu dacă a fost la sunet, eu vorbeam, nu știu dacă s-a auzit vreun pas. Dar presupun că s-a auzit la un moment dat un pas. Aici a verificat, nu, asta nu e fază de wall, nu e absolut deloc fază de wall. Deci nu, n-ai cum să-l acuzi pentru faza asta de wall, că îl știa pe ăla după poartă, el s-a uitat la tunel jos. Și atunci când s-a întors, i-a intrat în câmpul vizual și jucătorul de după poartă și l-a văzut, a reacționat, s-a văzut când a reacționat și așa mai departe, adică na. E în regulă. Hai să mai departe, 7-1, se întoarce din mid spre CT. Deja m-am convins, deci are și cuțit. Asta nu e un factor ca să luăm noi o decizie, care e el cuțit, că a băgat bani în cont și așa mai departe, că știți că am dat și decodați cu skin-uri, deci n-ar fi o problemă. Dar hai să dăm la 7-1, să vedem următoarea fază, unde se întoarce din mid city spre B. Îl omoară pe al nostru venind pe shift la 7-1. Ok, deci runda asta. Let's go. Hai să dăm cu 4x. Vreau să o fază asta și o să fie, cred că, faza printre ultimele faze pe care o să le vedem, pentru că e cam clară treaba cu domnul Tofask, zic eu. Deci, după ce va pleca de la B, o să se întâmple chestia asta. Două grenadă. Bun. A dat grenada în tunel. Așa, așa, așa. S-a urcat pe cutie. Ține aici, dă smoke-ul. Ok, totul normal. Și probabil că o se plictisească. Aici nu s-a întâmplat nimic la B. Deja a trecut un minut din rondă, știți. Se va plictisi și o să plece către mid. Mai mult ca sigur de ea, dă un flash. Se mai uită un pic. Garantat se va plictisi. Deci n-ai cum să nu te plictisești. Vezi că nu e nimeni la B, nimeni la B, nimeni la B. Ai tăi au aici luptă pe mid. Și hai să vedem. El se pune aici. Și al lui e aproape. Presupun că al lui o să fie eliminat sau ceva. Și aici l-a auzit. L-a auzit, dar cumva ieși pe poartă, se uite la B, la un moment dat l-a auzit, a reacționat. Puțin dubios, într-adevăr, la faza asta e puțin, să zicem că puțin dubios, dar nu chiar. Nu e ceva de speriat, nu e ceva evident. Hai să mai vedem, hai că mi-a stârnit curiozitatea runda asta. Avem la 9-1 din CT, trage pe mine Dox în long, eu fiind după perete și era smoke în CT, după se îndreaptă. Trebuie să o vedem pe asta la 9-1 și la 8-1 mai avem ceva. Iese direct pe puraș și dă headshot la final. Hai cu 4x-ul, ia. S-a băgat tunel, ia. Avem aici om. Bun. Dă un smoke jos. Acum a văzut doi jucători și o să fugă la best și a poziție, mai mult ca sigur, ia. Mamă, și are M9-ul ăsta vanilla. Fuu, nice. Se dă pușul. Stă ascuns, îi lasă. Foarte bine, foarte bine jucat aici. A auzit că nu mai vine nimic din tunel și s-a apucat să tragă. A jucat-o bine, nu? Cred că... Dacă are MG, e un jucător mai vechi, sincer să fiu. Dacă are MG, clar este un jucător mai vechi, mai experimentat, un jucător care se vede că nu e în primele ore de Counter. Adică nu e ca și cum s-a apucat de jucat acum două săptămâni și trage bine și a făcut MG-ul, dar în rest nu prea știe mecanica jocului și așa mai departe. Nu,
Nu e cazul, e altceva aici. Ok, și acum la 9-1 faza în care chiar pe Ionuț, care ne-a trimis mail-ul, se duce și, nu știu, îi trage prin smoke, lângă perete, prin perete, el era după perete, ceva de genul ăsta, o schema manevră, schema T, manevra Y, ia. Vine pe mid, iarăși acține pe mid. Și automat, cred că are info de la mid, care stă cu lupa pusă, adică nu e... Cred că vorbesc și ei. Pare genul ăla de match destul de chill, liniștit. Pleonasc. În care se joacă ceva, ceva aia. Aici s-a văzut puțin dubios când a tras, dar nu... E greu să zic care aim. Poate fi și de la demo. La un moment dat, parcă spray-ul lui s-a transferat un pic, mai așa, mai într-o parte. Mi așa mi s-a părut, am văzut pe monitor. Ok, trage și aici la mid. Și au rămas 2 vs 3. Ia să vedem. Unde-i smoke-ul ăla și unde-i faza? Faza aia, probabil că o să facă bum-bum-bomba. Și de curiozitate, scor? Mama are 25-1. Da, clar un scor suspect ăsta. Și unde e al nostru? Unde e al nostru? Mamă, s-a prins. S-a prins agentul, ați auzit-o? Agenta. Ok, și faza cu smoke-ul. Nu, n-am înțeles faza cu smoke-ul. Anyway, la 11-4 avem o fază în care va da headshot, nu știu cum, cu ținta lângă cap și în mișcare. Ia să o vedem și pe asta. Ajungem până la urmă să vedem toate fazele din demo, dar na, asta e, pe Glock, păi nu, pe Glock, nici nu fac probleme, clar o să tragă din mișcare și nu o să aibă ținta pe lângă cap. Se duc destul de random gloanțele la Glock, ia. Ia, fiți atenți, aici a fost o dată pe cap, cred că a tras și în al lui un pic. Și mai departe, unde-i kill-ul ăla când nu are ținta pe cap? Vreau să-l văd, vreau să mă conving eu că n-are nimic. Să nu zic că n-am văzut toate fazele suspecte și poate că el avea, s-a activat, sau nu știu ce, nu, dar momentan nu mențin părerea că e smurf. 100%. Nu intră în discuție să fie altceva. Aha, 1v3, hai să vedem acum începe acțiunea. A rămas singurel. Așa, cu burst, ați văzut cum a tras, da, deci a tras și a urmărit cu ținta jucătură, deci total normal, se vede că, da, știe ce să facă. Nu se pierde la fazele astea, deci, repet, înși pe a mea oară, că nu e jucător nou. Bun, nu reușește să facă nimic la mașină și, vedeți, are și grijă a lungului, pentru că știe că poate să fie cumva prins la mijloc, sandwich. Să vină unul din lung, din spate și are și grijă asta. Pentru că, na, sunt situații care se întâmplă. Și a văzut de joc. A jucat safe, altă chestie pe care am văzut-o e că nu s-a băgat el chiar atât de Rambo să se ducă peste ei și să arunce runde și așa mai departe. Adică eu mă plictiseam, sincer, nu știu, nu puteam rundele alea cât a așteptat el la B și a ținut, a dat smoke-uri, a aruncat utilități și așa mai departe. În rundele alea s-a văzut că a avut răbdare și de asta are și scorul ăsta 39-6, care probabil până la final, să vedem până la final ce scor are, ce scor face. Pentru că chiar sunt curios, 14-6, 15-6, să vedem deja aici, 41-7, da, are multe kill-uri și o să mai facă, nu e nicio problemă și cred că o să mai piardă și niște runde pentru că mai e ceva din demo, dar da, cam asta e faza. Eu zic că e smurf sau un jucător mai vechi blocat în rankul ăla, deși mă îndoiesc, nu, mai degrabă e un smurf, nu. Nu, nici all, nici aim, nici altceva n-am văzut. Nu mi-a sărit nimic în ochi. Poate am omis eu, așa că spuneți-mi în comentarii dacă chiar era smurf sau poate că avea coduri și n-am văzut eu, că nu știu, nu sunt eu atent, mi-a scăpat, mi-a nu știu ce, habar n-am. Vă invit să apăsați butonul de like, vă aștept și pe Insta OneFlash cu 0 și nu uitați că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de el la maxim. Cam asta a fost cu domnul Stih, care... Stih? De ce mă uitam pe Stih? Eu mă uitam pe Stih, nu mă uitam pe jucătorul care trebuie când a murit. What is this? Da, e posibil,
După, sper că nu ne-am uitat pe Stih mai mult decât trebuia. Anyway, eu am fost Flash, o zi mai bună, pa, pa!